Revista Presei. Doamne ajută, bun regăsit la Revista Presei Naționale și Locale, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu aici, la Radio Dobrogea, pe 99,7 FM, în Constanța și împrejurim. Este zi de vineri și dacă este zi de vineri, încercăm în fiecare zi de vineri să facem Revista Presei alături de un jurnalist constanțean. Astăzi, în studio alături de noi, se află Codruț Burdujan, jurnalist și realizator de emisiuni la Litoral TV. Doamne ajută, bine ați venit la Radio Dobrogea. Doamne ajută, bine ne-am regăsit. O să vă rog să stați puțin mai aproape de microfon ca să ne și auzim în condiții bune. Începem Revista Presei Naționale sub căldură. Avem cod portocaliu de caniculă și disconfort termic sever în intervalul de astăzi și până sâmbătă. Dobrogea cel puțin, dar și numeroase alte zone din țară sunt afectate de caniculă. Ce facem pe caniculă? Pe caniculă încercăm să fim optimiști, încercăm să le sugerăm patronilor să nu-și uite angajații, să le ofere apă. Încercăm să nu interpretăm... Numai apă? Poftim? Numai apă. E, apă și nădejde. Și încercăm să nu interpretăm politic ultimile evenimente în corelare cu situația. Da, o să discutăm și de acelea, însă începem mai întâi Revista Presei Naționale cu cuvinte creștine de învățătură. A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, ne informează ziarul Lumina la pagina de calendar al zilei, Evanghelia zilei. Depinde de om cât de aproape sau de departe este de Dumnezeu. Hristos ne spune în Evanghelia de astăzi că oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Adică vedem aici o relație de reciprocitate. Citate. Așa este, așa a fost de la început, așa va fi mereu. Dumnezeu... Cum îl mărturisim pe Dumnezeu în viața asta, care din ce în ce ne îndeamnă să fim mai îndepărtați de Dumnezeu, ne îndeamnă la mai multe compromisuri, ne îndeamnă parcă să uităm de Dumnezeu. Știe ca în vremea Egiptului, când i-au zis lui Faraon, evrei, vrem să mergem să ne rugăm la Dumnezeu nostru, și a zis da și le-a dublat norma de cărămizi. Eu zic că toate vremurile sunt la fel și fiecare timp, fiecare om are crucea sa. Atunci erau anumite probleme, acum sunt altele. În fiecare timp omul este tentat să se îndepărteze, dar părerea mea este că îl avem pe Dumnezeu în suflet, de când ne naștem până când murim. Și armonia, sensurile, rostul vieții nu le găsim decât căutându-L pe Dumnezeu. Așa. Asta înseamnă că putem deveni sfinți? Categorii. Știi că e îndemnul care zice Hristos, fiți sfinți că Tatăl vostru... Dar Dumnezeu ne vrea sfinți pe toți. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este iubire. Zic asta pentru că astăzi chiar cinstim un sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul țării românești. A fost mitropolit între anii 1823 și 1834 și care a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2006. Moaștele sale se află la Mănăstirea Căldărușani, care astăzi își serbează hramul. Deci se poate? Pământul nostru este acoperit de moaște sfinte. Trăim pe pământ apostolic. Oriunde ne-am duce în România, întâlnim moaște de sfinți, întâlnim locuri de martiri, întâlnim sfinți în viață. Sfinți în viață? Asta da, eu afirm cu... Cum recunoaștem sfântul în viață? După harisme, după misiunea cu care își înțelege rostul vieții, după forța cu care își ridică semenii. Eu l-am cunoscut pe părintele, pot să dau și niște exemple. Pot să consider că l-am cunoscut pe părintele Asenie Papacioc. Eu îl consideram încă de atunci. Evident, evlavia noastră personală poate să considere pe cineva un sfânt pentru mine, poate să fie un om sfânt. Și nimeni nu mă împiedică să cred asta. Mai mult decât atât, părinte, credeți-mă, vă dau un alt exemplu de sfânt. Am fost foarte apropiat de niște fuși deținuți politici. Am cunoscut un bătrânel anonim care
era de o credință incredibilă. Omul acela trecuse prin infernul închisorilor comuniste și niciodată nu l-am auzit vorbind vreodată cu ură, cu resentimente, cu... niciodată nu a judecat pe cineva cu asprime. Avea atâta dragoste acel om, era un om simplu. Dacă îl vedeai pe stradă, îl puteai confunda cu orice alt pensionar. Dar să transforme suferința în sfințenie. Acel om l-am cunoscut mulți ani de zile. Nu a oferit decât iubire și cuvinte de încurajare. Da. Deci se poate. Da, fiecare dintre noi putem să devenim. Nu știi de ce zic? Pentru că astăzi, din ce în ce mai mult, când stau de vorbă cu diversi oameni, mai primesc, eu însumi, știi, primesc replici de genul ăsta. A, domnule, e greu. Las povești, domnule, sunt legende. Nu se poate așa ceva. Cine mai crede că există sfinții? Se întâmplă, și de asta întreb. Da, toate astea se întâmplă datorită faptului că oamenii au o impresie greșită despre miracol, despre minuni, despre sfinți. Nu, toate acestea se întâmplă. Trebuie să avem doar ochi și sufletul deschis să ne înțelegem. Că tot vorbim de cinstirea sfinților, duminică avem un sfânt important. Parohia Constanțeană, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, și serbează hramul, ne informează ziarul Lumina. Înalt preasfințitul Teodosie va oficia mâine seară de la orele 18 slujba vecernii, pentru că duminică va fi prezent la Suceava și acolo este hramul mănăstirii de la Suceava. Totodată credincioșii prezenți vor putea să aducă cinstire unei răclițe cu moaștele a 10 sfinți, sunt listați toți în articolul din ziarul Lumina, și totodată la parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul se va lansa și un volum Ortodoxie, Etnicitate, Identitate Europeană, volum ce apare sub semnătura preotului slujitor al parohiei Constanțene, părintele dr. Mircea Cristian Pricop. Să fie într-un ceas bun această inițiativă, această dă microfonul mai în față, lansare. Așa, ca să ne auzim și pe radio. Acum îmi fac și da, un stagiu pe într-un studiu de radio. Nicio problemă. Toți care cu mare bucurie vin pe aici sunt invitați. Noi învățăm cu drag ce au de făcut, să audă și că de asta ne străduim aici. Nu-i problemă. Ce este de auzit? Iată, vin aici niște... vor fi aduse aici niște moaște ale unor martiri. Da, este... e vorba de moaște ale celor 20 de monahi uciși de arabi în mănăstirea Sfântul Sava din Palestina, apoi o părticică din Sfintele Moaște Izvărătoare de Mir ale Sfinților uciși în Sinai și Rait, ale mărturisitorilor Domnului din închisorile Naiu și Gherla. Iată, din toate timpurile. Aici am o problemă eu cu moaștele astea, că încă nu le-a canonizat nimeni. Știi, trebuie să deosebim între evlavia populară, sigur personală, și cea certificată de Sfântul Sinod. Aici a luat-o puțin căruța înaintea cailor, a luat-o pentru că poporul, oamenii chemați de Dumnezeu, au recunoscut voia Domnului și de multe ori anumite decizii sunt îngreunate de slugărnicia politică a unor ierarhi. Iată, felicit cu ocazia, chiar să nu vă aștepta. Eu sunt în general un spirit critic și folosesc cuvinte dure. Sunt în măsură pentru că să fac aceste afirmații, pentru că judecăm pe fapte. Îl felicit pe arhiepiscopul nostru, pe Înalt Preasfinția Sa Teodosie, pentru curajul, pentru că este un curaj. La atâția ani de la Revoluție, să vorbească despre martirii care l-au mărturisit pe Hristos în închisorile comuniste. Iată câți ani au trecut și este un singur ierarh care iese în față, vorbește despre sfințenia, despre sacrificiu. Am fost și în altul Andrei Andreicuz la Alba Iulia, că și acolo e un memorial închinat. Desigur, desigur. Nu vorbesc pe plan... Acolo chiar sunt și o seminte scoase, așezate, puse frumos la, mă rog, în diverse recipiente frumos așezate, chiar pe locul unde era, la râpa robilor, acolo. Da. Este un început, mai mult, Înalt Preasfinția s-a vorbit nu doar de ridicarea acestei mănăstiri la Galeria Galeșul, ci și de căutarea locurilor unde au fost îngropați acești oameni. Da, trebuie să pături serioase în zonă. Exact. Că sigur se vor găsi, sunt o grămadă de mărturii documentare, am citit, chiar dacă vor săpa pe lângă gardul coloniei, era o mărturie a unui deținut, am citit-o,
undeva într-un documentar, spuneau că erau unii care mureau în bărăci. Deci nu numai la locul de muncă sau pe unde îi ducea pe ei. Unii chiar mureau în bărăci și nu se mai osteneau să-i ducă la groapa comună, îi îngropau chiar acolo, lângă gardul coloniei, undeva pământ peste ei și gata. Părinte, și este îngrozitor aici, s-au petrecut niște, un gen, s-a petrecut, la câțiva kilometri de noi s-a petrecut un genocid îngrozitor. 14, este 14 colonii, este extrem 14. De simplu să fie găsite locurile unde au fost îngropați acești oameni. Gândiți-vă câți ani au trecut de la Revoluție și nici măcar nu se discută despre la acest subiect. La Aiud deja a început să se sape. Am văzut Aiudul, care este un loc comunismului, iubit și plăcut de Dumnezeu, unde se manifestă energiile necreate, unde există bună mireasmă, nu? Un semn al sfințeniei locului și oamenilor care au fost pe acolo. Probabil tot în sensul ăsta, pentru a arăta că e nevoie de această discuție, cum spui și tu, Ziarul Lumina are o rubrică permanentă, de vreo două ori pe săptămână apare Memoria Bisericii. Astăzi, de exemplu, publică despre închisorile părintului Ioan Negruțiu. Din când în când, Ziarul Lumina vine cu tot felul de chipuri ale clericilor care au fost trimiși în închisori de către regimul comunist trecut. Părintele Ioan Negruțiu, care era din Beiuș, unul dintre ucenicii de seama ai curajosului episcop orădean Nicolae Popovici, și care a făcut închisoare în felul următor: Oradea, Gherla, Jilava, și a prestat muncă obligatorie la colonia Valea Neagră. Nu erau numai coloniile de la canal. În toată țara au fost lagăre de concentrare, după care părintele, pentru că era considerat periculos, a primit și în domiciliu forțat de 2 ani în Bărăgan. Știi că și în Bărăgan erau deportații. Toată țara, toată România este... Da. Dacă am văzut o hartă a lagărilor de exterminare comunistă. Deci toată țara a fost înțesată de locuri de tortură, de locuri de exterminare. Deci este vorba de un fenomen îngrozitor pe care noi încă nu avem acces să intrăm în posesia detaliilor, să ne facem o impresie exactă despre ceea ce s-a întâmplat. Arhivele mai consemnează. Uite, în cazul părintelui de care discutăm, acuza era uneltire contra ordinii sociale. Mai erau și alte stereotipii, gen trădare în altă trădare, crimă contra urânduirii sociale, aici e uneltire. Adică cine era contra regimului, clar, era... În traducere liberă, orice om care manifesta demnitate, intransigență, rezistență în fața unor mizerii impuse de regimul comunist, sfârșea în închisori. Și știi ce e mai tragic? Mai tragic cred eu că era faptul că regimul comunist vedea credința creștină ca un fel de superstiție nebună, ca un fel de fanatism religios. Adică ăștia, știi că erau categorisiți în documentele securității drept mistici. Adică ăștia nu erau deținuți de drept comun, niște hozi, niște tâlhari, niște... Părinte, erau eu spun, mistici, domnule. Eu spun mai mult. Dacă acel regim ar fi fost ateu, n-ar fi crezut în existența lui Dumnezeu. Și ar fi ignorat. Nu? Bine, credința altora. Într-un fel demonstrează că există Dumnezeu. Spun, da. Exact, comuniștii au demonstrat mai mult. Ei au fost anticreștini, au fost anticriști. Da. Torturile prin care urmăreau nu desfințarea unor inamici politici, ci desfințarea, ci distrugerea sufletului, scoaterea credinței din sufletul acestor oameni. Reeducarea. Exact. Asta era. Deci, reeducarea practic, celebră de la Pitești, nu? La canal, ce li se zicea? Munciți, dar aici vă transformați. Nu pieriți. Exact. O să pieriți dacă nu. Nu. Ideea era să le distrugă credința. Îi întreba, mai ești creștin, măi, banditule? Da. Mai crezi în Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Gândiți-vă că celebră, da. Aceste situații le întâlnim și la începuturile creștinismului în patimile lui Hristos. Deci a fost un regim satanic. Pe alte meleaguri, în lumea orientală, în lumea arabă, și astăzi creștinii sunt chileriți, avem din când în când statistici și știri ne vin din lumea arabă, prin Nigeria, prin Siria. Am asistat în urmă cu câteva zile la o execuție a unor creștini într-o țară plină de fanatici musulmani. Creștinii sunt omorâți și în Israel, și în lumea arabă, și așa va fi în toate timpurile. Mărturisitorii lui Hristos vor fi prigoniți. Că ai zis de fanatism, da, în lume cazuri veți avea, e cuvântul lui Hristos. Că ai zis de fanatism, uite știre.
roșiile cu cruce sunt interzise de salafiții din Egipt. Să lămurim mai întâi cine sunt salafiții, că nu sunt mâncători de salată, cum ar părea. Ăștia sunt o sectă islamică, un grup extremist, care au interzis tăierea roșiilor și mâncarea roșiilor, pentru că roșiile sunt creștine, domnule. Ce se întâmplă? Au tăiat o roșie transversal, știi? Și au văzut că în roșie era simbolul crucii, că așa crește roșia pe dinăuntru, știi? Au pozat roșia, au pus pe Facebook, deci extremiștii au tehnologie, știi? Au pus poza pe Facebook și au avertizat pe musulmani să evite roșiile pentru că sunt creștine, domnule. Înțelegi? Cu mesajul următor. Unde e mesajul? Consumul tomatelor este interzis pentru că sunt creștine. Ele laudă crucea în loc să-l laude pe Allah și spune... roșiile spune, asta e bine, că Allah este trei, adică referință la Sfântă Treime. Dumnezeu să ne ajute, vă implor să răspândiți această fotografie cu roșia tăiată, știi? Pentru că există o soră musulmană în Palestina care a avut o viziune în care profetul lui Allah plângea avertizând națiunea împotriva mâncării tomatelor. Dacă nu răspândiți acest mesaj, înseamnă că diavolul v-a oprit. Zice așa, iar în alt mesaj zice: atenție, salata te poate face necredincios. Părinte, dincolo de această glumă, râsul plânsul, da, e un râsul plânsul pe care nu trebuie să o ignorăm, totuși în anumite societăți analfabete, lovite de sărăcie, aceste, noi le numim glume, pot face ravagii. Da. Trebuie să înțelegem două valențe. Hristos a fost răstignit nu pentru că oamenii nu credeau în el. Cei care l-au răstignit știau că el este Hristos. Bine, poate mai puțin romanii. E cam deranja asta. Poate mai puțin romanii, dar câțiva ierarhi de acolo, evrei, știau că el este Hristos. Cei care au decis, nu? Deci dacă Hristos a fost răstignit pentru că respectiv a vrut să-l înfrunte pe Dumnezeu... Dar putem să zicem că a fost și în fanatism religios, că ei s-au agățat de faptul că cine se face pe sine fiul lui Dumnezeu trebuie omorât. Da, și atunci când vine fiul lui Dumnezeu, exact. Cum îl mai recunoști? Exact. Deci nu mai vorbim acum de simboluri. Da. Așa, cât despre aceste știri, eu pot să spun că ele nu fac decât rău islamului. Eu, probabil că știți, joi fac și o emisiune de islam pentru comunitatea musulmanilor din România. Da, la Litoral TV, am discutat fiecare zi la 16:30, aveți o emisiune dedicată religiei și joia... Vă mulțumesc. Doar joi este pentru islam. În rest facem pe teme de ortodoxie. Am discutat... Asta pentru că noi conviețuim bine cu cei de altă religie. Nu numai că există aici o toleranță și un spirit creștin al... chiar al dialogului. Iubirii și al dialogului. Dar... și în istoria noastră avem foarte multe aspecte care ne leagă. Iată, împreună cu tătarii avem teritorii ocupate. În fine, pe scurt, am discutat cu musulmanii despre acest tip de fanatism. Oamenii condamnă și este firesc. Astfel de știri nu fac decât să arunce o imagine negativă asupra islamului. Gândiți-vă că astfel de știri apar și referitoare la fanatismul creștin. Și noi avem secte care vin cu niște petarde de ne lasă muți. Să aducem aminte cazul recent al unei secte din Rusia care s-a închis într-o peșteră că vine apocalipsa. Părinte, dar vă dau exemple de aici, din Dobrogea. Așa, ia, zi. Nu, când au lăsat acea copilă, au înfometat-o până când au omorât-o sau n-au făcut transfuzii de sânge. Deci, i-a zis să fie mai de departe, să nu pară că suntem chiar acuzatori. Da, sigur, ia vin și pe ei, nu știi chiar iată, vorbim de globalizare și de universalitate, prostia este eternă. E, cum spunea, țuțea este ca și oxigenul. Și acum un cuvânt de folos al părintelui Cleopa ca să ne mai zidim. Doxologia.ro publică o predică a părintelui Cleopa la duminica ce vine, va fi duminica grijilor. Da? Lepădarea de grijile lumești. Părintele Cleopa spune: în zadar alergăm fără rost după lucruri nefolositoare care pierd odată cu noi. Și prezintă doxologia întreaga predică a părintelui Cleopa. N-avem timp, bineînțeles, să stăm să o citim. Esența este chiar în titlu. Ce zicem? În zadar alergăm fără rost după lucruri nefolositoare care pierd odată cu noi. Pentru că vorbeați de zidire. Nu? Iată, sunt lucruri nefolositoare care pierd și care ne fac să pierim.
Da. Eu zic că Părintele Ilie Cleopa ar trebui citit, ar trebui înțeles. Noi avem atâția duhovnici extraordinari în România. Eu sunt uimit, mai folosesc des internetul. Sunt foarte mulți tineri care sunt fascinați de religiile orientale, pentru că spun ei că acolo găsesc misticism. Ei n-au găsit ortodoxia. Mistere. Dumnezeule, universul ortodox este... Te pierde întotdeauna, este fascinant. Niciodată nu vei ajunge la un liman. În ortodoxie te convertești permanent. Da, este infinit, evident. La noi se cheamă teologic cum? Epectază, adică mergi din treaptă în treaptă la infinit. Pe final de revista Presii Naționale, un subiect de ăsta a la teoria conspirației, ziarul Capital, da, păi știu că pe plăcerea ta, ziarul Capital vine cu un titlu: Biserica Ortodoxă din Grecia este gazdă pentru întâlnirile Bilderberg. Fii atent ce asocieri au făcut ăștia. Au stat ei și au căutat prin acționarii Băncii Naționale a Greciei și au găsit că Biserica Ortodoxă din Grecia deține un pachet de 1,5% din acțiuni. Ei zic că e semnificativ. Ce că e acționar semnificativ. Dacă la 1,5% ești acționar semnificativ, ăla peste 50% cum s-o numi? Majoritar, probabil. Dincolo de treaba asta, au mai răscolit ei ce au mai răscolit și au zis că Banca Națională a Greciei, pe lângă faptul că învârte bani și ăsta e duh lumesc și nu știu ce, au zis că este proprietară la un complex unde au avut loc niște întâlniri ale grupului Bilderberg. Știm ce face grupul ăsta, e un grup de politicieni și economiști ai lumii, din când în când se întâlnesc și mai pun la cale întrebarea: bă, băieți, ce mai facem ca să mai meargă bine? Este nu, un probabil, grup, știi? Ceva de genul ăsta. Masoni evrei. Așa. Și articolul vrea să trăiască și Biserica Ortodoxă din Grecia, după care vine teoria asta care din când în când străbate presa românească: Biserica Ortodoxă ascunde proprietățile, nu-i cinstită cu banii, face spălare de bani, nu are tot felul de evidențe, nimeni nu știe cât teren are biserica, se spune în Grecia, deși zvonurile spun că Biserica Ortodoxă din Grecia deține mai mult teren decât oricine în Grecia, în afară de stat, de parcă... Păi și acest... Nu știu cum ar fi. Nu știu, acum în criză o fi de bine sau de rău? Păi da, asta este. Ultima dată am citit că au cumpărat arabii insule pe acolo și... Și cea mai tare afirmație a articolului, tare în ghilimele, înțelegi, este că Biserica Ortodoxă a ajuns în Grecia cea de-a treia șină a politicii grecești. Dacă te atingi de ea, mori. Comparație cu liniile electrificate de la metrou, știi că la metrou a treia linie cu curent pe ea. Ce zici de povestea asta? De cine este semnat acest articol? La noi în țară, da, că e mare, prezintă tot felul de statistici. E pe ziarul Capital, deci la noi în țară. Valentin... Și stai că-l vedem. Iureanu, are nume românesc. Bun. Da, e probabil e preluat din Grecia. O fi vreo traducere, că să fim serioși, nici Biserica Ortodoxă din Grecia nu-i scutită de... Interesantă și abordarea vis-a-vis de manipulare. Atacuri. Bun, vis-a-vis de acest club și de ceea ce se întâmplă. În Apocalipsă se spune că una dintre semnele Apocalipsei se referă la faptul, la momentul în care toți evreii se vor converti. Eu nu știu dacă Bilderberg sau toate lojele masonice încep deja să se întâlnească pe la mănăstiri. Așa, o fi vreun semn bun. Probabil că se apropie Apocalipsa. Dar nu la mănăstiri. Au acuzat faptul că banca ce deține un complex hotelier a dat acțiuni bisericii. Adică biserica indirect a girat, chiar dacă el fiind acționar minoritar, o fi zis: domnule, nu-s de acord. Noi fi tu de acord, dai 1,5%, tași din gură, stai la locul tău, zi mersi că-ți dăm ceva, că ai nevoie să trăiești, că aici ai problema, știi? Că biserica, fiind în lume, are și ea nevoie de resurse. Și probabil, gata, titlul, ia uite, biserica face întâlniri Bilderberg. E captivant, așa, adică te apucă nostalgia când vremurile securiste se făceau de-astea. Pe mine mă face să râd această știre. Da? Păi de asta, e la zâmbet știre. Pauză de muzică, revenim cu presa locală, astăzi în studio cu Codruț Burdujan, jurnalist la Litoral TV, revenim imediat. Radio Dobrogea. Revista Presei.
Revenim la revista presiei locale, astăzi în studio cu Codruț Burdujan, jurnalist la Litoral TV. Ne-am promis noi așa că vinerea încercăm să aducem la revista presiei câte un jurnalist, să comentăm împreună cu specialiștii din presă ce se mai întâmplă și să arătăm că jurnaliștii sunt și oameni și au și gândurile lor, valorile lor. Și pot dialoga, serios, chiar cu biserica. Adică, bine, jurnalist trebuie să spunem că în cazul lui Codruț, el chiar realizează o emisiune pe teme religioase și nu numai. Așa că nu e unul de al nostru, cum ați crede, e chiar unul împotrivă, dacă putem spune așa, dar nu împotriva noastră, ci împotriva relelor, sigur. Și a sistemului. Și a sistemului, da, antisistem. Conferința religioasă la penitenciar, ziarul Telegraf ne prezintă programul al preasfințitului Teodosie pe finalul acestei săptămâni. Toată presa constanțeană relatează. Sâmbătă, adică mâine de la ora 9, în al preasfințitul Teodosie va susține o conferință cu tema Sinaxar Dobrogean la penitenciarul Poarta Albă, în contextul în care ne aflăm în postul Sfinților Apostoli, Sfinți Ocrotitori ai penitenciarilor din România. Ieracul nostru va vorbi persoanelor private de libertate despre importanța Sfinților în general și în special a Sfinților Dobrogeni. Apoi mâine seară de la ora 18, în al preasfințitul Teodosie, cum am mai spus, va oficia slujba vecernii mari la Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Constanța. Se va lansa volumul de care am vorbit și la presa națională. Apoi, duminică, ierarhul nostru va fi prezent la Suceava, alături de înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevii și Rădăuților, și va participa la Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia hramului Bisericii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, pentru că biserica aceasta are și hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pe care o sărbătorim duminică. Ceva? Păreri? Da, este important. Iar luni, ierarhul nostru este la Varna. Articolul din Telegraf nu menționează, dar spune restul presei constanțene, am citit în Cuge Liber și în replica, ierarhul nostru luni va fi la Varna. Este hramul catedralei de acolo. Este important să reținem un aspect vis-a-vis de penitenciare. Teodosie se duce la toate marile sărbători prin penitenciare, pentru că și respectă astfel o poruncă, să aveți grijă de cei din, să-i cercetați pe cei din închisori. Iată, este vorba de, înainte de a lovi cineva arhiepiscopia, pentru că asistăm la o avalanșă, la un puhoi de ură în ultimii ani, de denigrare a arhiepiscopiei, ar trebui să fim atenți la astfel de detalii. Modul cum se face lucrarea în Dobrogea. Sunt peste 150 de biserici și mănăstiri ridicate. Sunt oameni închiși, cercetați. Sunt oameni ajutați. Aceste detalii nu se iau în seamă. Presa caută audiență și nu de presa, cei care controlează presa. Da, cei care controlează presa. Pentru că, bine a spus, jurnaliștii sunt și oameni înainte de a fi roboți. Da, 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 nu? Asta e bine. Că tot vorbim de cine controlează presa, uite subiect aici. Pe site-ul nostru radiodobrogea.ro am postat special o emisiune. O să se zic că am făcut piraterie. Dom'le, să tot faci piraterie așa. Este vorba de o emisiune pe care am descoperit-o la canalul de televiziune Money Channel. Tehnici de manipulare se cheamă emisiunea, realizată de Bogdan Ficiac și a avut o ediție marțea aceasta în care s-a vorbit despre manipularea mass media. Deci emisiunea e tehnici de manipulare, tema a fost manipularea mass media, o afirmație care pe mine m-a șocat și de la care a plecat toată discuția emisiunii. Cineva din presa occidentală, mare controlor, cum ai zis tu, de presă, a făcut o afirmație și a zis: nu suntem plătiți să fim morali. La emisiune a participat Claudiu Săftoiu, fost director SIE, și Costin Georgescu, fost șef SRI. Așa că aveți ce vedea în emisiunea asta, oamenii ăștia chiar spun. Da, iar realizatorul Bogdan Ficiac mi se pare că este și autorul unei cărți. Este autorul unui volum intitulat Tehnici de manipulare. Exact. Nu numai în presă, el vorbește de manipulare generală, bine, și cu precădere pe presă. Acu zi de manipulare, zi! Da, vin în continuare a ceea ce spunea acel, cum spuneați, controlor al presei. Să fim morali. Da. Așa este. Eu nu știu ce jurnalist în România poate să spună cu mâna pe inimă că nu este controlat și că nu scrie la comandă. Nu ai cum să faci să te exprimi liber. Și nici în România, nici în altă parte. O spui asta ca jurnalist? Da, eu spun ca jurnalist. Ești controlat chiar tu acolo? Eu aici este prima redacție în care eu pot să mă exprim liber pe anumite subiecte și dumneavoastră știți foarte bine. Da, evident. Nu?
Am fost pe la tine pe la emisiune, am discutat ce a fost azi. Ați văzut tonul, nuanța de... Nimeni a venit să zică, da, băi, opriți, tăieți. Dar eu vorbesc aici de o situație izolată. În foarte puține locuri, ce am zis, mă referam când am spus singura redacție, mă refer de anumite subiecte mai puse la index, nu? Cum e vorba de crimele de la canal, de legionari, de... De asta nu vorbim, de asta nu vorbim. Exact. Sunt anumite detalii care nu prea ies prin presă. Ei, aici am putut să ne întoarcem la subiect. Da, ce zici de afirmația marelui magnat al presei? E vorba, pe scurt, ca să spun despre ce e vorba. În emisiune s-a plecat de la un documentar privind situația războiului din Serbia, Kosovo, da? Și acolo era ideea că trebuia să se creeze o anumită imagine Serbiei și s-au întrebat cum să facem și a zis foarte simplu, aprinăm la marile rețele de presă, lansăm o imagine, asta o să difuzeze, toată lumea o să creadă. Să știți că în Serbia nu s-a venit cu un scenariu nou. Totul se lucrează pe hartă. Când vorbim de... La ora actuală intervii militar într-o țară doar în ultima etapă. Prima dată îi distrugi, îi amețești mediatic. Nu? Presa este o armă. O asediezi imagistic, apoi economic. Așa, și este absurd. Gândiți-vă că în România li se impune jurnaliștilor să nu facă parte din partide politice. În schimb, patronii cine sunt? E, dar sunt și jurnaliști care și-au asumat. Vă dați seama de ridicolul situației? Adică, mai ales ăștia care analizează... Să fim serioși, deci toată presa din România este controlată de partide politice, nu? E, nu chiar toată, și jurnaliști, nu, de exemplu. Toată, pentru că altfel n-are cum să reziste. Și noi? Dumneavoastră, nu. Și că suntem presă. Bine, este vorba de Radio Arhiepiscopie, da, aveți alt statut. Da. Așadar, în general, acceptăm situația. Da. Bun, cum puteau să intre în Serbia? Nu? Satanizându-i pe sârbi. S-a inventat acel conflict al gropilor comune, al Milošević, imaginea unui Hitler modern. Exact, exact. Vedeți, același scenariu din al doilea război mondial. Da, nu? Da, Holocaustul, evrei, dincolo au fost musulmanii și gropile comune de aici. Pac, au intrat peste ei, au distrus. Nu? Au creat acolo în inima Europei un stat islamic, așa, o bombă cu ceas. Nu, generatoare de teroriști și de conflicte și... Deci bine și conduce. După aceea ne-a mutat atenția către războaiele din Orient, din Irak, din Afganistan, așa, unde la fel s-au practicat aceleași scenarii. Satanizăm regimul, conducătorii, intrăm militar, după care... Da. Mi se pare teribilă afirmația. Nu suntem plătiți să fim morali în presă. Adică e clar la ce ne așteptăm. Mai departe. 10.000 de copii au fost salvați de la abandon școlar prin proiectul Patriarhiei Române Alege Școala, titrează ziarul Telegraf. Finalul proiectului a fost marcat ieri la Palatul Patriarhiei din Capitală printr-o sesiune festivă la care a participat și Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, și care a spus că... A spus așa, stai să sintetizăm, momentul este prilej de speranță deoarece organizatorii analizează rezultatele obținute cu succes. Vă felicităm pe toți cei prezenți pentru rezultatele obținute. Vă dorim noi realizări. Există și o etapă nouă pentru a diversifica activitățile educal, cultural și misionar pastorale ale Patriarhiei Române. 10.000 de copii au participat și au fost premiați în cadrul unor concursuri parte din proiectul Alege Școala, realizat în parteneriat cu Fundația World Vision din România. Adică e un proiect care își propune eliminarea abandonului școlar. Sigur, la nivelul în care s-a putut implica Patriarhia Română și World Vision. În sfârșit, văd și un proiect în care nu mai este vorba doar de copiii țiganilor. Iată, în sfârșit, un proiect care se adresează și copiilor săraci. Deci copiilor sărași din întreaga România. Patriarhia Română. Dar presa laică, într-adevăr, n-am văzut că are ochii de așa ceva. Până acum am văzut numai proiecte pentru salvarea copiilor țiganilor. Nu? Dar noi nu avem săraci, noi nu, toată țara asta se scaldă în sărăcie și în foamete. Dar și pai noștri. Păi, și sunt convins că în rândul acestor copii nu s-a făcut discriminare. S-o fi găsit și romi. Bineînțeles, dar ați văzut cum s-a pus problema. 10.000 de copii. Nu de copii romi vor să învețe, copiii țiganilor vor să... Da. Bine, acum știi cum e. Este de reținut și acest aspect. Da, și asta e o manipulare. Nu? Când zicem numai de minoritari. Nu? Adică facem, să atragem fonduri de la Uniunea Europeană, de la celelalte instituții pentru a salva minoritățile, în timp ce marea majoritate se scaldă în sărăcie și în disperare. Mai departe, în revista presei locale...
Năstase. E un articol în Telegraf care are titlul Năstase. Nu o să citim tot articolul, dar o să-l întreb pe Codruț Burdujan ca în ce părere are despre ce s-a întâmplat în ultimele zile cu fostul premier al României condamnat la 2 ani de închisoare și care a încercat să se sinucidă. Haide să fiu sincer. Păi da, ai venit aici să ne manipulezi? Da. Să o spun direct, eu cred că Năstase are vocație de sinucigaș. Este un veritabil sinucigaș. Atât în politică, dar și în la vânătoare de porci. Consider că am citit acolo era vânător. Poftim? Acolo era vânător. Da, acolo era vânător de porci. Da. Iată că l-a ajuns blestemul porcilor, nu? Este suspect modul în care s-a executat de data asta Năstase. El care a executat economia, el care a executat presa românească, el care a executat justiția. Se pare că există niște neclarități vis-a-vis de direcția pe unde s-a strecurat acel glonț, el fiind dreptaci. Nu? În fine... Să fi luptat cu poli. Bine, teorii sunt destule. Teoria oficială e că a vrut să-și pună pistolul la tâmplă, polițistul a venit, i-a deviat mâna, acum se discută dacă a tras după ce a fost deviată mâna sau i-a căzut pistolul și l-a luat cu mâna cealaltă. E o întreagă, numai mister în jur. La e alegeri... numai bine pentru presa asta. La înfrângerea pe care a suferit-o PDL-ul în plan local, l-am văzut pe Băsescu râzând. Eu sunt bine, mersi, familia, atâta timp cât suntem sănătoși și ne putem declara satisfăcuți. Și iată că de-abia de acum încep să apară niște surprize. Adrian Năstase este în spital cu gușulița aceea dolofană penetrată de un glonț. Așa, vântul se duce și el ușor, ușor către închisoare. O să asistăm la niște alegeri dure. Și cred că Băsescu de-abia de acum îi scoate din joben iepurașii. Să fi avut dreptate politicianul ăla care a zis într-o ședință de partid alegerile vor fi pe viață și pe moarte? Eu știu că Băsescu este un om al scenariilor. Este un om înconjurat... Bine, în general, lumea politică e o lume în care nu se iartă, creștinește și se dă... Este un om înconjurat de oameni din servicii. Și cum spuneam, în structurile militare se judecă doar pe hartă. Sunt lucruri care sunt de mult timp gândite, iar genul la în situația asta, eu cred că tot ce a putut să scoată genul strategiei PSD-iste a fost un glonț. Printr-o gușă. Totul este scenarită. Totul este pâine și circ. Sunt jurnalist și eu afirm și îmi permit un moment de sinceritate, pentru că am posibilitatea, totul este pâine și circ. De 48 de ore presa trăiește din plin, adică viteza și aplombul cu care jurnaliștii se aruncau pe poarta fostului premier și nu reușea salvarea să iasă de acolo, trebuia să îi dea la o parte sau așa, asta spune multe. Adrian Năstase s-a declarat victimă politică, pe mine asta m-a deranjat cel mai tare. Mă rog, victimă politică, el care a ascuns atâtea dosare, el care l-a apărat pe Ristea Priboi, torționarul muncitorilor de la... A vrut să se sinucidă cu adevărat? Tu ce crezi? Păi, sau e un scenariu doar ca să amâne închisoarea? Vă aduceți aminte de acel carnagiu în care Năstase și alți oameni de afaceri și politicieni ucideau sute de porci mistreți? Acolo nu ezitau. Nu punct ochit, punct lovit. Era o execuție. Păi mie vine greu să cred că un vânător atât de iscusit nu s-a descurcat cu propria gușă. Un polițist pe tine s-ar putea să ai probleme. Poate chiar a vrut să o facă și a ratat sau cum? Îmi vine să râd. Vorbeam despre Adrian Năstase, victimă politică, și mi-aduc aminte de procesul care a fost mușamalizat al muncitorilor din uzinele brașovene, nu? Care au fost torturați. În 70 În 86. 86. Nu, au fost primele mișcări înainte de Revoluție. Așa, Ristea Priboi, care este un senator PSD. Așa, și fost torționar, cel care se pare că are legătură cu crimele împotriva jurnaliștilor de la Europa Liberă. Se pare, dați demonstrate? Se pare că da. Asta e tot jurnalistic. Glumesc pentru că, spun, se pare că da, pentru că a fost mușamalizat acel dosar. Nu? Acolo vorbim despre victime politice, nu aici. Bun. Ultim subiect.
Ultimul subiect, mai avem vreo două minute și o să-i dăm repede o întrebare care pe mine unul m-a pus serios pe gânduri. Cine vine în locul profesorilor pensionați? Telegraful atrage atenția asupra deficitului de cadre didactice. Unii dintre profesori se pensionează, vin alții care, după cum au arătat statisticile și tot felul de examene, sunt foarte slabi la capitolul pregătire, cu câteva excepții notabile, și în aceste condiții orice pensionare din sistem este o veste proastă pentru elevi, părinți, profesori și, nu în ultimul rând, pentru societatea românească, care încet încet rămâne fără cadre didactice bine pregătite. Ce facem cu școala? Care școală? Asta, nu? Care școală? Școala, sistemul de educație. Noi trebuie să educăm tinerii să învețe, să afle de valori, să... Ai senzația că nu mai avem școală, nu? Sunt convins. Ești un convins profesor că câștigă 9 milioane. Acesta este salariul unui profesor după 15 ani de învățământ. 9 milioane. 9. În medie. Sunt și cei universitari care au mai... Vorbim de ce? De valori? Da, școala românească ar trebui să predea valori. Vorbim de un regim de exterminare, la nivel de un genocid, împotriva unor clase sociale, cultural, împotriva intelectualilor, împotriva celor care jumătate de viață stau pe băncile școlii, nu? Își iau doctorate, își fac master, își fac stagii de pregătire, așa, și după care sunt umiliți și condamnați la moarte cu salarii de 9 milioane? Da. E de gândit la ce spui. Un minut, ultimul cuvânt al lui Codruț Burdujan către ascultătorii Radio Dobrogea, trebuie să ieșim și îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ai ultimul cuvânt. Vă mulțumesc pentru onoarea și pentru plăcerea de a participa. Ultimul cuvânt vine tot din ortodoxie, în condițiile în care ne aflăm în acest, trăim acest dezastru național. Singura scăpare nu ne vine decât de la Dumnezeu. Rugați-vă neîncetat și iubiți-vă unii pe alții. Mulțumim, Codruț Burdujan, la revista Presii la Radio Dobrogea. Îl vedeți la Litoral TV de luni până vineri la 16:30. Părintele Eugen Tănsescu vă așteaptă astăzi la Cuvântul Dobrogean, ediție de vineri. Până ne reauzim, toate cele bune, Doamne ajută!